Victoria Vânjumare a suferit în etapa a 6-a din Liga a 4-a Mehedinți, prima înfrângere a sezonului, scor 1-2, pe terenul din Comuna Pristol cu Viitorul Severin. După acest rezultat, severinenii au ajuns la 13 puncte, la fel ca Recolta Dânceu, învingătoare cu 8-0 în partida cu CSL Gogoșu. Recolta și Viitorul Severin se mențin în fruntea clasamentului din seria a doua, ambele cu câte 13 puncte, fiind despărțite de golaveraj. În seria 1, Panturii Cerneți s-a impus cu 4-1 la Grozești și a egalat la puncte liderul CS Drobeta 2024 Turnul Severin, care a stat în această rundă. Și Coșuștea Căzănești a câștigat în deplasare la Brăznița Ocol, dar gazdele au formulat o contestație la finele jocului pe motiv de substituire de jucători, iar rezultatul final va fi decis de Comisia de Etică și Disciplină a AJF Mehedinți. Aceeași comisie va analiza și evenimentele reprobabile care au avut loc la meciul DC Baleșelnița Victoria Strehaia, la finalul căruia mai mulți jucători și oficiali ai celor două echipe și-au împărțit pumni și picioare. Conflictul a fost aplanat de intervenția organelor de poliție. Rezultatele etapei a 6 au fost următoarele. Seria 1. Viitorul Grozești, Panturii Cerneți 1-4, Sănătatea Brăznița Ocol, Coșuștea Căzănești 1-2, CFR 43 Turnul Severin, Academia Flaviu Stoican 4-2, DC Baleșelnița, Victoria Strehaia 1-1, ASE Strehaia, ASE Noapteșa 1-1, CS Drobeta 2024 Turnul Severin a stat. Seria a 2. Recolta Dânceu, CSL Gogoșu 8-0, Viitorul Severin, Victoria Vânjumare 2-1, Viitorul Cușmir, Viitorul Dârvari 8-0, Unirea Gârla Mare, Voinița Oprișor 4-2, Avântul Bistrița și Inter Salcea au stat.